Băiți, bine v-am găsit la un nou episod. Intrăm într-o casă, băiți, să spargem o casă, să-i destul de multă lume pe aici, dar noi ne-am apucat de treabă. Spargem o casă și intrăm peste ea să vedem ce putem să furăm din casă, băiți. Suntem pe Giordeles. Mă bagă cam greu. De ce-o fi ieșit? Alo? Mi s-a părut că a ieșit. Mă împiedicase, am căzut. Ia uite-l ăsta, ăștia dorm. Sunt doi, fii atent. Ăștia cred că sunt împreună. Aolo. Cred că a venit poliția, băi, cred că a venit poliția. A venit poliția? Nu cred. La mine este încă liniște. A fost ceva periculos la tine? Nimic. Păi, da, aud cirofarele alea. Hai băi, să și fui în casa asta, căutăm în cutiile de bijuterii să vedem dacă găsim ceva. Suntem un fel de bandiți lipicioși. Mamă, Isa, e poliția e lângă casă, frate, auzi. E liniște, dar... Asta dorme de rupe? Nu să dormă și el pe pat, dorme pe masă, nebun. Cred că s-au îmbătat așa. Aolo, mi-a intrat cineva în mașina mea că s-a auzit. Gata, a plecat. A venit poliția pe aici și a plecat, nu a stat mult. Ok, ok. Băi, nu uitați să apăsați și voi butonul de like, vorbesc așa în șoaptă pentru că e foarte noapte să mă găsească ăștia aici. Eu caut prin bucătărie, că pe aici nu prea ai ce să găsești, cred. E sigur treaba. Trebuie să fii atent, asta dacă se trezește are un târnăcop și fuge după tine pe aici până te omoară. Și pe afară, nu doar prinăuntru, iese după tine afară. Ia să vedem ce mai găsim noi aici. Mai avem la masă acolo, acolo și sus acolo, sau m-am uitat sus, nu mai știu. Primejdios, opa, începe să fie cu primejdios. Ori vine poliție, ori ceva se întâmplă. Parcă văd că intră altul peste noi în casă. Am găsit o bormașină, asta era tati, bormașina. Bormașina Batovina, mamă, dacă se trezește ăsta, băieți. Mamă, primejdios, băieți, mi-a dat primejdios. Ia uite ce caută. Ia uite ce caută. S-ar putea să vină poliția. Mamă, periculos. Mamă, periculos. Cred că i-a dat și ei. Cred că i-a dat și ei. Primejdios. Mamă, ce tatuaj frumos aveți pe spate. Eu tot simt așa ceva primejdios, periculos. A fost și periculos? Da, da, de două ori. E clar asta dacă ne așteaptă capuri afară. Nu, cred că mie mai simțeam așa și nu era nimeni când ieșeam afară. A, cine știe? Poate sunt capuri afară când ieșim băieți. O să-i zic când merge la ușă, o să-i zic, ești tu că pe mine mă bufnește râsul, ești tu prima.
Ia mare safe, hai că încerc și eu safe-ul ăsta, băiți. Mamă, iar e periculos, băiți. S-ar putea să fie poliția afară, băiți. Dacă ne prinde poliția, hai de capul meu. E periculos, nu? E clar, e poliția afară, băiți, când dă periculosul ăsta, așa în continuu. E poliția afară, ia uite, e poliția afară, clar. Nu știu ce să fac, nu știu dacă este poliția afară. Îmi dai acu, periculos, 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 ia uite. Sau cum a venit, ia uite, periculos, cred că acum a venit. Domn Pepe, ieși repede din casă. E poliția aici, cred. Ăsta s-a trezit. Mama mea, ieși, fii atent că e poliția. Mamă, o prinde poliția, băiți, o prinde poliția, să vedeți de nu o prinde poliția. Sus, mâinile sus. Mâinile sus, pe burtă, repede, pe burtă, pe burtă. Jos, frumos, în genunchi, repede, mai repede, hai. Mai repede, ți-am zis. Mai repede. Ți-am zis să pui jos acolo. Dar nu știu să mă pun. Nu știu să mă pun pe burtă. Ce faceți, domne? Spargeți casă aici. Au, stați, domne, că... Ia stați, domne, că vă scurtez eu puțin de aici, că... Stați, că vă iau de aici, frumos. N-am făcut nimic, domne. N-am făcut nimic, iertați-mă. Bă, am fost prins la fura, băieți. Mergeți în sus la mașina de poliție acolo. Hai de capul meu. De ce faceți? Spargeți case aici? Domne, puteți să mă lăsați să mă încălț, că sunt desculț. Lăsați, că intrați imediat în mașină și nu să vă mai fie frig. Bă, băi, ce m-a prins polițistul, bă, s-a dat jos și a venit repede. Chiar așa ceva, domne? Spargeți case? Nu vă e rușine. Domne... N-au nimic, domne. Domne, n-am și eu ce să mănânc, domne, lăsați-mă în pace. Domne, aici în față. Eu sunt Dumitru Daniel de la Puselor Santos. Aveți dreptul să nu spuneți nimic. Tot ce spuneți poate fi folosit împotriva dumneavoastră. Dacă nu vă permiteți un avocat, vă dau unul din oficiu. Chiar dacă nu sunt avocați disponibili în oraș, vom o scade din sentință. Drepturile v-au fost spuse, sunteți arestat pentru spargere de casă. Bun, haideți la mașină, frumos. Vă deschid eu și imediat. Ce să mai fac, bă, băieți, bă, că am căzut la pușcărie. E bine și în față. Nu prea îmi place să stau în spate, că nu văd pe geam. Stați-vă concentrat. Bă, băieți, bă... M-a prins, bă, băieți. Mamă... Păi și ce faceți, domne? Furați? Nu mergeți la muncă? Domne, mai eram cu cineva acolo, domne. Mai erați cu cineva? Da. Tot acolo, cu cine? Dacă îmi dați drumul, vă spun. A, nu merge așa, domne, pe aici. Cum să vă dau drumul? Lăsați mai bine. Mai este acolo, vă așteaptă, sau? Păi eu de unde să știu unde e? A, atunci... Bă, băieți, am căzut la secție, bă, băieți, bă, la poliție. Bă, n-am apucat nici safe-ul să-l spar măcar. Să vezi când mă vede Igor.
Hai de capul meu, băieți, ce am comis-o. Am comis-o grav de tot, băieți. Am căzut la pucălie. Am comis-o grav de tot, băieți, am căzut la pucălie. Haideți, domnul Dormin. Domnul polițist. Da, spuneți. Ce urmează acum să se întâmple? Vă spun imediat. Haideți sus după mine. Haideți, domnule, sus. Când mă lăsați și pe mine să-mi iau păpuci? Vă las imediat sus după ce vă fac o mică percheziție. N-am, domnule, nimic ca la mine. Asta o să vedeți dacă aveți ceva să nu aveți. A descupat aici la perete. Domnule, dar nu... Fac o mică percheziție. Nu trebuie să mă percheziționați în prezența cuiva. Nu. Păi dacă o să mințiți că am nu știu ce la mine. Și eu nu am. Nu are cum să fie sus camerei. Verifimează tot timpul. N-am de ce să... Mincu ce... Domnule, nu văd nicio cameră, domnule. Sunt bine ascunse. Nu știți cum arată dumneavoastră. Dar promiteți că nu îmi luați nimic de la mine. Aoleu, domne, ce aveți aici? Ce am, domne? Aoleu. Ce am de-mi ziceți așa rău? Ce-mi ziceți, domne, așa, că n-am nimic? Am și eu niște lucruri pe-n buzunare, un fir, o bormașină. Mai repar și eu o casă, mai mă cheamă lumea să fac și eu un ciubuc. Domnul, ce mi-ați luat de acolo, domnul? Domnul, mi-ați luat lanțul de la gât, domnul. Domnul polițist. Bă, mi-a luat... Faceți niște, domne. Ce facem aici? Păi, domne, văd da. Că ați luat niște lanțuri de acolo. Ce mi-ați luat? Tigaia văd sau ce? Văd că acolo. Tigaia e... Ce face aia? Dar ce face aia? Temnița aia e... Ceva pentru explozibili. Aolo, n-a știut, domnule. Cum n-a știut, domne? E din culpă. Să urbesc dacă vă mint, dacă am știut ceva de ea. Păi stăteam cu ea după mine dacă era de explozibil. Să urbesc dacă am știut ceva, domnule. Vă rog frumos să mă iertați. Și lănțicul era al meu, domne, mi-ați furat lănțicul? Cum, domne, lănțicul, că-s luate din casă de acolo, a spart casă, omul, ați luat de acolo lanțurile lui de aur și a spus că s-ar dumneavoastră, chiar așa ceva? Domne, erau ale mele, domne, să urbesc dacă vă mint. Unde erau ale dumneavoastră? Vă bate joc de mine? Nu vreți să împărțim jumătate-jumătate? Domne, mi se rupe sufletul, domne. Îmi luați tot ce am la mine acum, domne. Bă, îmi ia tot, bă, băieți, bă, mă las în cioaca goală, bă, băieți, în cioaca goală rămân. Chiar așa, domne? Păi, vedeți, de ce plângeți, că ați făcut ilegalități, ați... A spart casa omului care a muncit să-și cumpere acele lanțuri, cheile alea. Domne, dar cheile alea ce aveți cu ele, domne? Colegul, scoate-și mie cătușele astea. Acum vine... Și mie, vă rog, și mie. Ce-i cu ăsta? A spart o casă. N-am spart, domne, că m-a primit de bună voie. Am găsit o temniță la el, vreo... Stai că spun imediat. Ce mai am pe aici? Ce am luat de la din buzunar? Două glanțe de shotgun, o bormașină. Zvână-te-n pula mea, am fost la un apel și m-au luat la bătaie și m-au... Hai de...
Lanț de aur de 8 kg și de 2 kg. Păi și nu erau ale lui. Erau ale mele, domne. S-a spart casa, a furat dintr-o casă, domn. Colegi. Trebuie să lești tu la interogări, să vezi ce s-a întâmplat, poate. Mi-a luat tot, din, mi-a luat tot, păi tot, tot. Să fac o percheziție, să... Mi-a luat tot și i-am spus că lanțul e al meu. Da, 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 proprietarul din casă, unde a spart casa. Păi l-ați întrebat pe proprietar? Trebuie să vedem, să facem o declarație, să investigăm puțin. Păi, dacă se dovedește că n-au fost de acolo și au fost rolul personal, îi le vom da înapoi. Corect? Doamne, păi puteți să mi le dați de acum. Nu pot de acum să vi le dau. Și mi-ați luat... Mi-ați luat și cheițele. Cine este domnul? Domnul, stați că să văd și de buletin, că n-am apucat să mă uit în buzunar de buletin. Elegant. Prima dată mi-a luat tot din buzunare și pe aia mă întreabă cine mergi sunt. Mergi puțin mai încolo. Bă, bebe, tu ești, bă? Domnul polițist, domnul Igor, eu sunt, da. Ce fac, mă? Te-ai scătești la cadouri, da? Păi am intrat la Cătălina în casă și când am ieșit afară... Văd că are un buletin aici. Domnul polițist, da, direct cu arma pe mine. Erai la Cătălina în casă? Da. Dar ce Cătălina? Păi am spus că mai sunt... Mai am spus că mai sunt cu cineva. Cu mine a fost, oricum trebuie să-i luăm o declarație. Eram cu Cătălina, domnule, și eram la ea acasă. Cătălina anunța că spargeți casa. Păi ia sunați-o, ia să sunăm și pe Cătălina, să vedem exact. Da, să-i scot cătușile, se poate să sun. Nu mai am... Ia sun, dați-mi cătușile jos să o sun. Acum. Nu mai am telefon, când m-a bătut, mi-a luat telefonul, mi-a luat banii. Cine v-a bătut? Dracu, știi, și te troglodiți. Și de ce nu m-a sunat? Că veneam acolo să vă ajut. Gata, sunat-o pe, așa a zis Cătălina. N-aveți cu ce, domn, sunați pe Cătălina, m-a bătut, m-au luat, m-au zis că mă bat să uit de ei, dar străc, că n-am pus uit. M-am făcut pe acolo. Să rămână. A început să dea și pe mine. Ce faceți? Aoleo, dar ce m-a speriat, că era mai pe poliție pe acolo. Păi, glumit și el. A, v-a speriat? Păi, da. Când am ieșit din casă, când mi-a zis să ies puțin afară, pac, era poliția în față. Păi era ăla în casă cu târnăcopul, că a stat cu pistolul la capul lui, o grămadă. Ideea e că acum sunt la secție. Aoleo. Domnul a crezut că nu știu ce facem acolo, furăm sau ceva, nu știu ce a crezut. Mm. Eu i-am spus că am venit pe la dumneavoastră. Vrei să vin și eu la secție? Chiar te rog să vii. Poate imediat. Poți să le explici tu la domnul că am venit până la tine și... Da. Sigur, ce problemă. Uite acum, chiar acum ești din casă. Te așteptăm. Bine. Pa. A zis că vine acum, domnule. M-auziți? Da, așa că... Alo. Gata, domnule, acum nu vă auzeam, să știți. A spus domnișoara că vine acum. Bine. Mergeți în partea aia acolo. Poți să iau un loc? Bineînțeles. Deci domnul Bebe. Domnul Bebe, așa. Să spunem, ipotetic vorbind, că lanțurile... Sunt ale mele, domnule, sunt ale mele. Două lanțuri aveam. Mașina sunt ale dumneavoastră. Păi mi-ați luat și bormașina, domnule. Bineînțeles și cheile vin în lată. Păi am văzut că mi-ați luat și cheile, dar ce treabă are asta cu... Păi puteți folosi să spargeți alea la casă. Colegul nu merge bormașina la așa ceva. Crede-mă că nu merge. Domnule, am primit... Aia trebuie să dai înapoi, din păcate. Bun, și atunci cu glanțele de shotgun și cu termita... Domne, eu vă jur că eu am luat termita aia să gătesc în ea, domne, că am crezut că e tigaie. Vă jur. Mă tot timpul. Păi asta zice și domnul. Credeți că eu dacă aveam așa ceva mai umblam cu ele după mine? Din păcate, iar sunt legale, e ilegală arma. Lanțul de shotgun.
Da, sunt legale, din păcate. A De fost când sunt ieri o legale? discuție la ședință de ieri și... din păcate sunt legale. Tu ești Să vină doamna venit, n-ai Cătălina să chiar. Vedem dacă apază Da, morfii domne, că nu, voastră. Cum să zic, nu pot să dau, să arunc cu glonțele în cineva să-l omor. Ca să vedem, să vină și doamna Cătălina să vedem. Am primit morfii. Un mesaj, pot să-l citesc? Bineînțeles. Mă scuzați. Doamna Cătălina, unde este? Mi-a spus că vine acum, era acolo la casă, acum a ieșit, a zis că acum iese din casă. Mi-a zis că a ieșit afară după mine și că era plin de poliție pe acolo. Și a crezut că poate m-am speriat că eu sunt mai rușinos așa. Că noi tocmai urmam să... Și na. Păi v-ați cam speriat că m-ați văzut că fiind după dumneavoastră ați fugit. Pe coiuțenii nu te mai îmbraci așa la acțiuni de genul, că se speriește de tine. Par prea mare. Dar eu nu, nici nu v-am văzut, domnule. Eu când am ieșit, eu am ieșit din casă și am vrut să mă duc la mașină. Nici nu v-am văzut pe dumneavoastră. Și mașina știam că am parcat-o jos la stradă și am zis să o iau în spatele casei pe scurtătură. Și la un moment dat... În legătură cu... Cu ce anume? Cu ce a spus dumneavoastră media să vină colegul meu, că jumătate, ce facem? Ce ați vrut să spuneți prin asta? Nu știu, domnule, eu n-am spus așa ceva. N-a spus așa ceva? Acum îmi puneți vorbe în gură? Să zicem că... Înțeleg, hai să facem declarația, domnule, să spunem exact ce s-a întâmplat acolo, după să vină martorul. Să vedem stați, și stați să vină și domnișoara Cătălina. Păi da, dar declarația trebuie să vă luăm în particular. Păi... Notați, domne, că vă zic. Auzi, colegul, notez. Da, notez imediat. Aoleu, ce nebunie, băieți, s-a făcut 5 dimineața. E ora 5 dimineața când filmez episodul ăsta. Deci, după cum știți, domnule Igor, că ne-am întâlnit acolo la servis, v-am spus de acolo că plecăm așa. Și am mers acasă la domnișoara Cătălina. Am intrat în casă, am povestit, am mâncat ceva, am băut un vin. S-a întâmplat ceva mai mult? Păi, din cauza colegului dumneavoastră nu prea s-a întâmplat. Am văd dat seama ce ciudă mie. Și pe lângă ăstea mai mi-a luat și lanțul și toatele. Dar să continuăm povestea. Și am intrat în casă, dacă vreți pot să vă dau și detaliat cum o priveam când sorbeam din vinul cald, că am făcut vin cald, vin fiert. Dar parcă dumneavoastră nu aveați lanț. Cum să n-am, domne? Dar eu nu umblu ca cocălaria la oraș cu el pe din afară, îl țin frumos sub cămășuță. Ok. Da, e posibil că ați primit ceva bonus pentru cazul ăla. Da, continuați. Așa. Și... Domnișoara Cătălina, nu știu ce a făcut pe acolo, era printr-o altă cameră și eu am zis că ies puțin până la mașină. Voiam să iau un prezervativ, că le țin în mașină. Când am ieșit afară, drept în față, mașina era undeva jos, parcată la stradă, că am parcat-o mai departe de casă, că am zis să ne mai plimbăm și noi un pic. Și când să mă duc la mașină, nu știu, am luat-o până spatele casei. M-am trezit cu domnul polițist în spatele meu cu arma pe mine. M-am și speriat, vă dați seama, că era întuneric afară. Eu pun spatele casei desculț, că ai zis că nu mă mai încas, că mă duc până jos la stradă și vin era înapoi. Era desculț, colegul. Bineînțeles. Și acum sunt desculț. Și de acolo m-a prins colegul dumneavoastră. Am încercat să-i spun că, domne... Stați, domne, că sunt aici la casă, haideți la casă, n-a avut nimic. Domne, sunt cu Cătălina, domnișoara, nu, n-a avut nimic, m-a adus direct. Ia, a trebuit să își facă și el datoria, n-avea de mult să știe chestia asta. Păi dacă i-am spus eu, domne, stați, păi, domne, da, că mai sunt cu cineva. Păi da, astea sunt chestii de interogat la secție, nu se vorbesc într-o zonă unde s-au dat apeluri. Păi da, dar poate dacă... Poate un sistem de alarmă, defect, pot mai multe, nu se știe. Dacă venea la ușa acolo...
Unde este? Păi nu știu, a spus că vine. Mai sunați odată. Auzis că s-a auzit un motor puternic, cred că a venit. Mă aduc să văd. Zice domnul polițist, păstrați lanțurile alea, păstrați lanțurile alea și îmi dați drumul. Faceți și dumneavoastră un bani cinstit că vin sărbătorile acum. Da, să vedem ce se întâmplă. Să vedem ce spune și doamna Cătălina. S-ar putea să scăpați, v-ați mai curată. Păi nu așa ar trebui, domnule. Să vedem ce spune și doamna Cătălina. Domnișoara. Dacă se potrivește povestea ei cu povestea dumneavoastră. Domnișoara Cătălina. Domnișoara, doamna Dânza. Păi e o diferență. Depinde la ce vă referiți prin ce spuneți domnișoara. Păi cum adică până ce e domnișoara? Am făcut și o verificare pe tabletă în sistem. Nu aveți cazier? Nu, domne, cum să am așa ceva, domne? Ba mai mult decât atât, eu sunt avocat. Sunteți avocat? Da, da. Cu... Chiar aseară. Poftim? Cu termina ce faceți cu bomba? Domne, dacă v-am spus că nu știu, eu nu glumesc. Eu nu sunt din asta. Dar nu vi le putem da înapoi. Nici nu mi le trebuie, domne, că nu umblu cu explozive după mine. Asta că vreți să gătiți ceva. Dacă o puneați pe foc, o să fie explodat dumneavoastră. N-am știut, domne, am văzut așa care formă de tigaie din asta, am văzut că e de metal. Și ai zis, mă, nu știu dacă știți, dar eu sunt de la țară. Eu n-am unde să stau. Eu dorm în mașină acum, că mi-am luat mașina aia. Să sperăm că n-au remorcat-o, colegii. A, nu cred că au remorcat-o. Eu dorm în mașină și de asta m-am împrietenit și eu. M-am împrietenit cu domnișoara Cătălina. N-a venit doamna Cătălina. N-a venit? Mai sunați odată. Acum o mai sunăm cu odată. Se rămână. Alo? Sunt în fața secției, acum vin. Două secunde. Bine. Am parcat și vin, da? Este în fața secției. Mă auziți? Hai că iar nu mă mai aude. Eu rămân băgat pe frecvența aia. Doamne, m-auziți acum? Cred că rămân pe frecvența telefonului, m-auziți? Alo? Hai că mă aude dacă e. Eu nu vă aud, domne, să știți. Nu aude nimic. N-aude, nu vede greușorul pământului, căinișorii mei. Bă, băieți, bă, ce m-a prins polițistul, bă, frate, bă. Nu mă așteptam la asta. Domnul polițist. Bă, ce mă disperă că nu mai vrea să se facă asta. Domnul polițist, m-auziți? Unde este doamna Cătălina? A spus că e în fața secției și acum vine. Nu este în fața secției, mi-a spus acum colegul pe stație. Mai sunați odată, spuneți să vină. Domnule, nu mai spun că mi-e rușine. Poate nu vrea să vină, e rușine de poliție sau ce. Dacă nu vine, s-ar putea să intrați la pușcărie, domne. Aolo, să cad la răcoare? Da, da, da. Asta este, domnule. Dacă așa are de gând să mă trădeze. Mai sunați încă o dată. Nu mai sunt, domne. Ai găsit-o, colegul? Ok. Dacă așa s-a gândit să mă trădeze, să-mi rupă sufletul și inima. A venit, a venit. Aolo, ce bine.
venit, băieți, a venit. A venit, băieți, a venit. Ia să vedem cine mi-a dat follow pe Instagram la ora asta, la ora 5 dimineața. Avem un follow de la Luca. Luca H. Așa. Mario Andrei, Andrei, Arthur NBN, Cristi Rareș, Denis Farcaș. Hai că au venit băieți. Oh, bună. Bună, bună. Dar cum de ai ajuns aici? Păi le-am explicat domnilor ce s-a întâmplat, dar că au crezut că nu știu ce, am furat case sau nu știu ce. Domnul a fost arestat într-o zonă în care s-a desfășurat o spargere la o casă. Așa? Și v-ați gândit că e casa mea dânsul, sau cum? Mă ascultați puțin. Da. Dânsul spune că a fost cu dumneavoastră. Ar vrea să știți eu mai multe detalii de la dumneavoastră mai întâi, să văd dacă se confirmă da, tot ce a spus el. În jurul orelor 21, am plecat de la serios împreună cu domnul BBI de față. Am fost la domiciliul meu. Am petrecut noaptea împreună și, nu știu, spre dimineață mi-a bătut cineva în geam. Mi-a spus domnul BBI să iasă puțin afară să vadă cine este. Și de acolo nu mai știu, că au zis niște sirene, a ceva. A bătut cineva în geam? Da, domnul, în geamul din spate. Și am spus să iasă să vadă cine bate în geam, că n-am... Poate ori fi fost, a spus că a fost ceva spargeri la case? Domnul ne-a spus altceva. N-a spus nimic de bătut în geam de... Păi, dar eu i-am spus să iasă repede afară să vadă. Eu n-am auzit nimic de geam, domnul. Eu am auzit, n-are domnul să știe ce am auzit eu. De i-am spus să iasă repede puțin afară. Deci nu i-a spus de geam? Nu. I-am spus doar să iasă puțin afară, tot. Și am ieșit repede, de asta sunt și desculț. Păi și dumneavoastră a spus altceva aici. Ce am spus, domnule? Ați ieșit... Pentru altceva, nu că v-a spus ea sau... Pentru ce altceva? Am spus că am ieșit afară, de aceea m-am dus și în spatele casei. Păi eu știu ce am declarat, cum să nu știu, dar n-am spus că am ieșit pentru altceva. Am spus că am ieșit până afară și am fost până la mașină. Voiam să ajung până la mașină, dar m-am dus să văd ce se întâmplă afară. Nu prea se potrivesc poveștile. Cum, domnule? Cum, domne, să nu se potrivească? Că... Da, două secunde. Ia uite-te și tu la ei. Dar cum să gândească că ai putea face așa ceva? Doamne, ferește! Am crezut că mă las aici. Ei, cum să te las aici? Orice nervi am acum, că uite, și arăși că nici măcar nu sunt în stare să șteargă și masa asta mai pete de cafea pe el. Păi ce mă enervează? Vreau și eu să mă machez înainte să ies din casă. Am tras astea repede pe mine. Păi așa de dimineață. Păi... Cât s-o fi făcut ceasul? Că sunt de azi dimineață aici. E 12 jumate, naiba. Aolo, domn polițist, mă țineți până la ora 12 aici? Către mine, domnul? Da, da, către dumneavoastră. Spuneți. Știți ceva în legătură cu două lanțuri? Nu. Nu știți nimic de lanțuri, nu? Ce lanțuri, domnul? Cum a ieșit domnul afară? Cum a ieșit domnul îmbrăcat și cu ce era îmbrăcat? Eu cred că era mai mult aproape dezbrăcat. Aproape dezbrăcat, deci n-ați văzut nimic la el? La greț sau ceva, nu? Nu mi-aduc aminte, n-am fost foarte atentă, sinceră să fiu, că nu m-a interesat. Păi n-ați văzut când s-a îmbrăcat sau n-ați văzut nimic? Nu, domnul, vă spun a sincer. A spus că a ieșit în grabă. Păi da. Dezbrăcat. Eram în cameră, la mine, da? Cu dumnealui. Am auzit din living, în geam, bătând cineva, ceva. Nu am fost atentă, ce? N-am auzit ce. Hai că ne încurcăm în declarații. Și am spus domnului Pepe să iasă repede afară să vadă ce se întâmplă. Dar nu i-am spus că am auzit pe cineva sau s-a întâmplat ceva. Și apoi a dispărut ca măgar un ceas. Am zis că eu fi unul din ala care prima noapte și gata. Da, am înțeles. Ai notat colegul? Am notat astea, am notat și a început.
Oricum ar fi fost cam greu să vadă că din câte a zis domnul Bebe Moise, citez, el ține lanțul sub cămașă. Ce Că nu lanț, este domnule? cocălar. S-a găsit asupra domnului un lanț de câte Două carate? lanțuri. Două Unul lanțuri. de 8 carate și unul de 2 carate. Unul mi l-a luat bunica mea de la... cum se numește? De la... ceva De la biserică Calciof, din nu? asta, nu? Biserică din asta. Are ceva firmă pe ea, colegul? Imediat se văd. E cu Arsenie sau ce? Bisericesc, domnule, bisericesc. Nu văd nicio firmă deasupra. Ceva deci... așa cu... Nici o șansă atunci ca să-i poți să pui ca acuzație neavând firmă, să vedem. Cine știe, poate nici nu-i de aur. Păi dacă e bisericesc, domnule, nu prea sunt astea de aur. Da, ai auzit de Dani, nu ai auzit? Sunt prea fericitul, prea sfântitul? Amin. Amin. Doamne ajută. Deci... să înțeleg... Da, domnule. Cu... termita, colegul? A făcut și termite? Doamne, și am vrut să mă mubă de acolo, băi, frate, am și termite. Nu știu la ce se poate folosi aia. Aia trebuie să rămână sub observație. Deci, domnul Igor, i-am povestit bine, domnului... Aia rămâne la noi sub observație. M-auziți puțin, vă rog. Domnul Igor. Mai am și gold de tip Shanghai. Ăsta nu mă aude, mă. Plus. Ce ai? Ce e gold? Domnul să Igor, mă auziți? Vine mai încoace, să-ți dau să le vezi și tu. Cătălina, tu mă auzi? Da, te aud, vă aud. Încă să nu te aud. Nu vreau să vorbească cu mine. Sunt foarte ocupat, domnule. Ne-au luat tot din buzunare. Păi, alea, cheilele, nu sunt cheilele de la mașină. Că știi că mașina ta are o pornire mai specială și trebuie să iei. Când da, o bași da, pe da. Sportă, o pui pe aia galbenă și când o bași pe... zi, pe albastră. Normal, aia albastră, da. Doar eu ți-am făcut aia, că-s mecanic, mă pricep. Cum ai de plece acum fără cheilele? V-ați pierdut cumva cheile? Aveți ceva chei la casă, albastre, roșii, galbe? Sunt de la mașină, domne. Da. Mașina, știți că a avut motorul cu probleme și acum motorul e în doi timpi. Când, înțeleg. Când e în timpul 1, îi bag cheia galbenă. Lăsați loc aici, domne. Hai, lasă că stau așa în picioare. Flexați în chat, le stai ca să stați jos aici. Flexați acolo. Ca să nu stați așa. Și când e... Da. Când e în timp 2, bac e albastră. Și eu mi-am luat pentru cum merg, nu prea merg în timpul 2, că nu merg cu viteză foarte mare, mi-am luat două pentru viteze mici. Înțeleg. Eu dar ceva făcut. Ce mai fost găsit asupra de colegul? Domne, stați așa să vă zic, să vă zic cu termitele astea. Termită, două lanțe de shotgun. Înțeleg, aia fiind un material ușor explozibil, care pot face destul de multe probleme și așa o să le verificăm mai amănunțit să vedem. Asta să vă povestesc, știți că eu sunt venit de la țară și n-am unde să stau, momentan dorm în mașină, că n-am casă. Așa. Și eu când am găsit prima dată astea, le-am găsit sub un pod. Și eu am crezut că sunt de acolo de... Acolo mi-a spus că a venit ăla și v-a dat să fumați? Da, în zona aceea. Și înțeleg. Eu am crezut că să fac mâncare în ele, de aia sunt... Arătau ca niște tigăi așa de tablă. Sau așa le-am văzut eu, cine știe, că mi-a dat atunci să fumez, am rămas cu ele de atunci. Oamenii, mă gândeam păi și în continuare la ce le folosiți? Păi nu le-am folosit la nimic, dar mă gândeam să fac niște ochiuri în ele. Păi, cred n-am că avut ulei decât de la mașină. Am mai găsit la el și un loc pic învasat de desfăcut în cuietori sau ce? Păi tot de la mașină, domne. Păi, ceva așa mai mașină. Complicat. Era la mașină, domnul. Are probleme la portbagaj. Cu ce să deschid portbagajul? Când are probleme la mașină, colegul de acolo, așa e. Am păi dumneavoastră știți că e... mașina mea e... trebuie reparată la domiciliu în fiecare zi. De către doamna Cătălina. Da. Domnul Moise, să vă predăm înapoi cheile, lanțurile și bor mașina. Dar, și termite, da, până... poate și mai face foc. Da, nu mai dați, domne, nu mai dați alea, că poate cine știe, sară în aer cu ele. Alea chiar nu refuz să le iau, puteți să le aruncați aici pe jos, că nu le iau.
Da, le vrei tu? Câte ne? Noi ce n-are rost să le ținem, ar fi sub protocolul nostru să confiscăm ceva de Poate la un inocent. vreți să faceți o ochiuri pe aici, o ciorbă, ceva. Da, și mai crește mie un ochi dacă fac ochiurile. Doamnește. Haideți, domnul Moise, aici să vă dau obiectele înapoi. Papuci, nu ia s-a dus înapoi. La mine acasă. Eu i-am spus, domnule, lasă-mă, domnule, puțin să merg să mă încalț. N-a vrut, neam. Băieți, am scăpat, băieți, am scăpat. Mi-a dat și lockpick-ul, mi-a dat și cheile înapoi. Mamă, ce repede mi le-a dat. Da, domnule, dar mi-ați luat și bormașina asta, domnule. Ce făceați dumneavoastră la poliție cu bormașina? Că au renovat Gata, aici, o ce ați poliție primit frumoasă, tot m-aș ce fi am pierdut aici când am venit. luat de la dumneavoastră. Stați să mă verific. Certificat să vedeți. Domnule, da. dar masa asta, când o mai spălați, domnule? Vezi Nu la știu. cafele, Chiar poate nu știu. numai zahăr de cafea Da. și Foarte zahăr bine. pură de Este la totul bine? gogoși. Da. Înțeleg. Trage buletinul înapoi. Mulțumesc frumos. Și aveți grijă Doamne, cum ce am faceți. ajuns eu la secție dimineața, voi. Și de scul și... Bine că am petrecut o noapte superbă. Data viitoare să vă luați și balonele alea dumneavoastră. Da. Așa o să fac data viitoare. Bine atunci. Sunteți liberi să plecați. Vă mulțumesc că Să m-ați înțeles trăiți. și că nu m-ați dat acolo. Să Nu, nu, nu. trăiți o zi bună. Asemenea. Poftiți, poftiți. Mulțumesc. Uite că mă pierd aici. N-am mai fost niciodată. Eu ce frumos. Tot Așa drept în față. angajat și eu. Înainte, da? Da, înainte. Foarte. Înainte, înapoi, așa se joacă hora pe la noi. Da? Foarte frumos. Dreapta. Și că sunteți GPS, domnul. Oh, nu ce soma la băieți. A, 5:25-6 dimineața, băieți. Jos de tot, nu pe aici. Nu pe aici? Nu, pe aici, Ce după domnul? mine. Păi lasă colegul să meargă în față. Se Păi ducă eu la zic că te-am mașină. prins bate. De ce Păi nu ai domnul? Ca mers cu... mașina în fața acelui și Haideți în față, atunci. știu, de ce mă... Aici nu putem veni să dormim o noapte. Ar fi frumos, nu? Altă ușă. Haide. Deja m-am pierdut. Nino, Nino, nu e. Șase doi. Ce 6-2 dă? Are Nu noroc. știi să dai cu zarul. Nu știu, bre, că eu nu știu de-astea. Vă arăt să dați cu zarul, domnul Pepe Moise. Aoleu. Aoleu. Mamă. Aoleu. Am călcat în ceva aici, pe jos. Ai aruncat cu zarurile pe jos, domnul Igor? Ia, Cătălina, dai și tu o tură cu zarurile. Păi și cum se dă cu zarul? Apeși de două ori pe el, așa, dai cu ele zarurile. Mamă, și eu fac mereu așa. Poți să mi le dai și Obligați-ne mie și să dau și eu? Păi nu mai am. Domnul Igor, mai aveți Le-ați mere? consumat, le-ați dat pe jos? Vă că nu aveți cum Da, să le da. consumați, doamne. Nu? Le-a A, ba da. dat. Doar dați pe ele de doamne. Așa. 3-4. Te-am bătut. Păi cum? 6-2, 8-3 cu 4-7. Ai dat 6-1. Ai dat 6-1, domnul polițist, egal. 6-2. Mai dau o dată, domn, și remiză. Hai, mai dați o dată și dau Dați și o și mie după un zar dată, să dau ok? și eu. Și mai dau și o dată, da? Și mai dau, vreau și eu să dau. Mama, dar ce... 11! Trebuie să vă dau astea sau Dați mai și mie aveți altele? zarurile să dau și eu. Nu mai avem, trebuie să dați și eu. Hai să, haideți să mergem, că m-a strigat, am ale pe foc. Aoleu. Mare rost să vorbim. Avem cozonaci în cuptor. Mare rost să vorbim la zaruri. Asta e mașina dumneavoastră? Da. Mă, ce frumoasă ești. La revedere! La revedere! Asta e mașina dumitale. Nu, nu. Nu e.
A rămas acolo, a rămas acasă, nu? Da, da. Ce nebunie. Eu am crezut că vrei să mă lași aici, nu mai vii să mă iei. Ei, cum mai vii? Am zis că vin, vin. Dar eram cam departe, știi? Păi și cu ce ai venit de acolo? De acolo am furat o mașină. Aolea. Da, ai pistol? Am, da. Am un torpedo. Aolea, să nu le mai lași. Ăștia cam fură, să știi. Cine fură? Păi dacă vede lumea pe stradă mașina și descuiată, îți fură. Mi-au furat o grămadă de piese de la mașini. Păi și unde poți să le pun cel mai bine? Păi nu zic mereu când ai mașina, s-o închizi, să nu lași deschisă, da? Încerc. Am mai lăsat-o odată când am intrat într-o casă și când am ieșit era ușa deschisă. Păi vezi. Dar nu mi-a luat nimic. Probabil că n-aveai nimic interesant ce vreau băieții. Bă, dar cum a venit poliția acolo? Nu pot să-mi dau seama, că doar n-am făcut gălăgie. Upsi. Mie îmi dădeam continuu, periculos, periculos. Simțeam că e pericol. Eu cred că o să mă bag să dorm în mașină, să știi. Da, păi și eu cred. Poate ne mai auzim și mâine seara. Sigur, sigur. Îmi dai mesaj când... Bine. Când ajung în oraș îți dau mesaj, bine? Da, da. Te-am pupat. Noapte bună. Te-am pupat. Noapte bună. Pa, pa. Ciao, ciao. Băieți, cam aici se termină episodul nostru de astăzi. Nu uitați să apăsați butonul de like dacă v-a plăcut. Nu uitați să vă abonați, iar noi ne revedem mâine într-un nou episod. Pa!